Ce e întrebarea zilei? Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian? Dar oare bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei. Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem invitat special pe Cosmin de la trupa Țapinarii. Salut, Cosmin. Salutare, stimați intelectuali. Salut, domnul Gabriel. Sănătate, mai bine, la mulți ani. La mulți ani. Trebuie să spunem că ne aflăm în Evarză, un loc foarte drăguț și mulțumim că ne-au primit să facem acest interviu aici. Mulțumim. E un loc foarte prietenos cu noi, am cântat de foarte multe ori aici, am făcut și videoclipul Noroc aici și de fiecare dată când avem nevoie de un loc fain de interviuri, îi vizităm. Cosmin, aș vrea să te prezinți tu într-un minut, două, ce ai vrea tu să... Să zicem că sunt oameni care nu te cunosc. Mulți oameni nu mă cunosc. Eu ca și cum sunt o vedetă internațională, să știi de unde să mă iei din prima. Mă numesc Cosmin Covei, sunt voce gravă a formației Țapinarii, unde fac și versuri și fac și PR-ul cu publicul. Sunt absolvent de regie de film, am fost producător de publicitate și producător de show-uri de televiziune. Punctual mai produc și diverse evenimente muzicale, dar activitatea principală din ultima vreme este cu formația Țapinarii. Am cochetat și eu cu vlogging-ul, dar one man show vlogging, și anume făceam o emisiune pe net care se numea Destine Gemene. Și acum, așa cum îți spuneam, mă ocup doar și doar de Țapinarii. Oricum ai un CV destul de impresionant. Da, mai ales dacă le luăm acum, când spun publicitate, spun așa, simplu, dar sunt sute și sute de reclame produse, sunt cam, nu știu, câteva emisiuni importante din televiziune, sunt mii de concerte cu Țapinarii, dar le spun așa rapid, că nu putem să numărăm la fix câte și câte și cum. Spune-mi, care este prima ta amintire? Când eram mic sau ce? Wow! M-ai luat prin surprindere. Prima mea amintire este atunci când, nu știu la ce vârstă, mă uitam la o poză cu mine când eram mic. Cred că revăd totul acum prin intermediul fotografiilor. Revăd pozele cu mine de când eram mic și vorbeam la un telefon și apoi mi s-a spus că de mic eram așa, pentru că vorbesc mult, mult, mult. În general vorbesc mult, dar vorbesc mult și la telefon. Nu-mi place foarte tare să dau un mesaj, îmi place foarte mult să sun lumea și să vorbesc o grămadă până nu mai putem la telefon. Deci astea erau primele imagini cu mine de când eram mic vorbind la un telefon. Bănuiesc că, na, cineva imaginar, un joc pe care îl văd acum și la băiatul meu cel mic, la Matei, îl văd și pe el prin ochii mei. Cum vorbeam la telefon, nu știu cu tine. Am înțeles, deci pozele par a fi motorul... Cumva da, de acolo, pentru că fără fotografii n-aș ști să-i spun acum. Dar vorbeai de telefon, da. Cât timp pe zi petreci cu telefonul în brațe, cum se spune? Destul de mult, foarte mult. Stau mult pe internet, fiind, ți-am spus, și mic producător de concerte, îmi place să știu ce se întâmplă, unde se întâmplă, să, nu știu, dacă produc un concert să știu că nu mai e ceva important în perioada respectivă într-un oraș sau să nu ne împiedicăm de alte impedimente, să nu fie un eveniment mai mare sau ceva, să fie tot ok. Deci stau foarte mult la telefon ca research, ca să spun așa, pentru concertele pe care le producem, atât pentru noi cât și pentru alți prieteni. Vorbesc, îmi place să vorbesc la telefon în loc să dau mesaje. Știu că oamenii, na, de multe ori mai sunt la birou sau în alte conferințe, discuții și mai greu pot răspunde. Și atunci mai simplu un mesaj. Dar îmi place să stau pe net și să vorbesc la telefon. Chiar îmi place. Și când stai pe net și intri pe YouTube, să zicem, ce cauți tu cel mai des? Știi cum e? Poate ai auzit o frântură de piesă și vrei să o vezi pe toată sau... Nu știu, într-o discuție cu cineva care îți spune ai auzit de tipa respectivă sau tipul respectiv, caută-l că face o chestie interesantă. Nu mă duc din recomandările YouTube-ului, mă duc la sigur cumva, dacă vreau să caut pe cineva anume.
mă duc acolo și știu că vreau să revăd sau să revăd acel videoclip sau să ascult o anumită piesă sau un interviu, mă duc la sigur, știu la cine trebuie să mă duc. Cum îți începi tu ziua? Ai un ritual anume care îți face mai ușoară intrarea în problemele cotidiene? Cum definești ziua? Când e a doua zi când te trezești sau după ora 12? Că era o regulă clară că ziua începe atunci când te trezești. Acum și depinde. Deci eu încep în ultima vreme, încep ziua destul de plăcut, dar și cumva un pic obositor în același timp. Pentru că în ultima vreme ziua începe cu Matei urlând la ora 3 noaptea. Că are el ceva de povestit la ora 3 noaptea. Și atunci, dacă o luăm așa cronologic, ziua începe așa. A doua zi când mă trezesc, având în vedere că acum sunt un clasic artist retras la țară pe timpul stării de alertă, atunci când mă trezesc într-o curte frumoasă, unde am o grădină frumoasă, unde am un foișor super construit anul acesta, în vara asta. Și atunci biroul meu din foișor și grădina mea sunt extrem de liniștitoare. Și încep prin a face prin grădină lucruri care trebuie să fie făcute. Respectiv acum suntem pe final de sezon agricol, că sunt la emisiunea Viața Satului. Se termină campania. Stimați telespectatori, am cules via, am zdrobit strugurii, am făcut mus și l-am pus la butoaie și trebuie să tragem vinul în decembrie. Roșiile l-am cules și s-au transformat în zacuscă. Mai am doar așa câteva doar de poftă. Începem să săpăm, să pregătim campania de toamnă. Și în curând o să facem țuica din prunele culese de-a lungul verii și din ce a rămas de la vie. Deci asta va fi activitatea mea acum când mă întorc la țară. O să fac țuica, domnule prezentator. Ce să zic? Să bem un vin ca să iasă țuica bună. Cum preferi să-ți faci cumpărăturile? Online sau în modul tradițional? Tradițional. Eu sunt old school, clasic, dar ne referim la tot acum. Și la haine, și la alimente, și la tot. De fapt nu, haine am mai luat online, că știu măsurile. Cumpărăturile tradiționale de supermarket le fac în supermarket. Haine am mai luat online, da. Încălțăminte nu pot să iau online, că diferă mereu numerele, dar haine în ultima vreme am mai luat online. Dacă ai avea ocazia, da, să stai cu un star de la Hollywood, așa cum stai tu cu mine acum. Așa, cum stai tu cu mine. Cum stau eu cu tine. S-a plăcut, nu? Scuzați-mă. Ne, nicio problemă. Care ar fi starul cu care ai petrece o oră din viața ta? Uite, nu m-ai nimerit cu Hollywood, dar are cumva sens pentru că este câștigător de premiu Oscar. Dacă am voie să fac această divagare, cu Roberto Benigni mi-ar plăcea foarte mult să stau la povești și Hollywood l-a acceptat câștigând cu La Vita e Bella atâtea și atâtea premii Oscar. Eu sunt pe partea italiană foarte mult, atât cu regizorii, cu actorii, cât și cu muzicienii italieni. Îmi place foarte mult Italia, mă simt acolo ca acasă, pentru că am făcut liceul de italiană și imediat după acest liceu am stat în Italia un pic la studii, m-am împrietenit cu câțiva oameni cu care am păstrat legătura de o viață, cum se spune, și sunt foarte legat de tot ce înseamnă cultura italiană. Dacă vrei Hollywood tradițional, mă duc tot în zona aceea, unora mai neconvențional, cumva, sau în fine. Mă duc în zona Bob Dylan, Springsteen, pe acolo. Dar care este filmul românesc pe care l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Deși numele formației noastre se trage din filmuța primarii, dar oricum e un film mai greuț pe care nu poți revedea oricând și oricum. E destul de greuț. Cred că mă duc în clasica, sunt un clasic în viață, mă duc în BD-uri, sincer să fiu. Nu sunt un tip care să fie contra noului val. E foarte bine că suntem acolo, e foarte bine că am luat premii cu nou val, dar am și eu o vârstă și după vârsta aia ai niște nostalgii și ai văzut alte chestii când erai mic.
O să mai bagă, domne, legal. Așa că nu, se, e bine ce se face și în ziua de azi, dar eu cred că am, am așa, o perioadă a vieții, cred, când aș revedea BD-ul cu mare drag oricând. Pentru că m-ai întrebat ce ai revedea. Normal că nu poți să revezi tot timpul, tot timpul cu, cu drag 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, că nu poți. Nu poți revedea tot timpul moartea domnului Găzărescu, nu poți revedea filmele lui Cristi Puiu, că nu le poți, le-ai văzut odată și parcă simți că nu mai e bine, că îți faci, îți faci rău dacă le revezi. Adică, na, dacă e de revăzut, mă duc în clasica zonă, PD-uri, Neamărin, Pistruiatul, ultimul cartuș, da. Să mergem acolo. Chiar, chiar redescoperi multe lucruri faine când îl vezi și te și amuză când vezi cum juca de-a Sergiu. Și cum se întorcea el și primea 100 de gloanțe și, și adică, deși era dramatic, tot râzi, tot râzi când îl vezi că trage, trage, trage și nu, și nu mai moare niciodată. Și își vine, adică n-ai cum să plângi când îi vezi pe ei plângând. Doamne, când s-a rostogolit în filmul ăla. Cum urca el pe deal. Da, și panele. Da. Și cum îi curgea așa o, o, o șuviță de sânge de să curgă mai din colțul gurii și zic, oh, frate. Deși cred că era dramatic pentru el, adică o fi crezut că pe puțin moare Bambi măcar. Da. Și tehnica de la momentul respectiv al jocului actoricesc, cred că... Și pe atunci erau filme... Și la filmele americane ne pufnește râsul la anumite... Da, da, uite, dar pe de altă parte nu e ca și cum nu au avut profesori, adică Chaplin când voia să te faci să plângi, apoi plângeai. Nu ne ducem. Adică, dar aveau cum să le facă. Cum procedezi tu când întâlnești neprofesioniști? Ce ai de-a face cu ei? Dacă sunt doar eu cu ei sau mai sunt și alte persoane lângă noi? Că dacă sunt doar eu cu ei, nu-mi bat capul. Dacă mai sunt alte persoane lângă noi, simt nevoia să fiu un pic ironic, dar la modul serios. Adică eu ironiile le spun foarte serios pentru a prinde doar la cei care înțeleg. Restul nu mă interesează. Și atunci, dacă mai am în jurul meu oameni care sunt de acord cu mine că cei din fața mea sunt neprofesioniști, încep să fac niște remarci sau să pun niște întrebări din alea pe care doar noi le înțelegem. Cum era noi între noi. Dacă n-am de ce să mai fac și efortul ăsta, atunci încerc să fiu cât de diplomat pot și să se termine cât mai repede. Interviul ăsta mai ține mult? Vedeam, vedeam. Mai luăm o sticlă de vin. Invidiilor, când sunt aruncate în față, alegi să le răspunzi sau nu? Dar de ce să fii invidios pe mine? Adică nu mai... Nu eu. Nu tu. Spuneam așa, în general, că n-ai avea de ce să fii invidios pe mine sau pe proiectul Sabinarii sau, eu știu, pe ce am mai făcut eu sau noi în această lume a showbiz-ului românesc. Dar, în general, o formație ca a noastră, care se adresează unui public restrâns, nu ar avea de ce să stârnească invidii. Ele sunt, pentru că și în lumea asta, normal că nu pot scăpa, nu le răspund. A fost la un moment dat o situație ciudată cu un mare artist al acestei lumi care ne-a urecheat pe internet, ca să spun așa, și am ales să răspund cu o fotografie în care el, cu 4 ani înainte, ne îmbrățișa. Atâta tot. Ca să-ți răspund elegant și frumos la tot ce s-a întâmplat. Când simți că s-a adunat un anume stres, o anume presiune și ești stresat, care e modul cel mai plăcut de a te destresa, de a te relaxa? Bicicleta cu Andrei mă destresează foarte mult. Matei e micuț și încă nu poate să meargă pe bicicletă, nu are nici 3 ani. Dar ce mă destresează cel mai mult și acum îmi lipsește de un pic de vreme pentru că sunt o săptămână plecat de acasă cu diverse treburi. Abia aștept să mă întorc la Moșie și să luăm bicicletele și facem de obicei, nu știu, cam 15 km prin păduri și ne destresăm și venim acasă altă. Super fericit. Da. Ziceai de proiectul Trupa Țapinarii și de experiența voastră, câți ani s-au adunat? La anul facem sumă rotundă de 20 de ani.
La mulți ani, mulți ani. Mulțumesc foarte mult. Spune-mi ce sfătuiești tu pe tineri care sunt la început de drum și care își doresc să meargă pe drumul vostru cumva. Să fie extrem de siguri că asta vor. Că dacă îți dorești să fii, eu știu, pe radiourile comerciale și să fii în festivaluri cu 10.000 de oameni în față, e un drum. Dacă îți dorești să faci ceva ca al nostru, e alt drum. Și drumul nostru este foarte simplu. Trebuie pur și simplu să compui și să cânti. Nu-ți trebuie nimic, adică noi de la bun început asta am făcut. Am compus niște cântece care au fost testate, au prins, culmea, nu ne așteptam și am mers mai departe cu alte cântece și cu primul disc și cu al doilea și cu al treilea și am ajuns acum la 10 titluri și câteva zeci de videoclipuri și peste 1000 de concerte, dar nimeni nu are cum să-ți ia chestia asta, mai ales în vremurile astea, când internetul este extrem de dezvoltat, când poți să-ți faci în 3 secunde un canal de YouTube și să-ți pui produsul tău pe canalul de YouTube și după aceea, pentru a avea validarea publicului, poți să mergi în orice club live, pentru că foarte multe cluburi dau o șansă oamenilor. Sterile de open, mic open, rock open, folk, ia-ți chitara și cântă. Te duci, iei chitara, cânti, vezi dacă ai reacții din partea publicului și dacă ai, mergi mai departe. Asta este lumea din ziua de azi, adică nici măcar nu mai e ca pe vremuri, când YouTube nu exista pe vremea noastră. Noi când am lansat nu aveam YouTube, nu aveam internet, nu aveam smartphone, nu aveam nimic. Aveam cei drept o trezire muzicală în care erau toate, începuseră și dance și rock și se făcea și o emisiune de manele la un moment dat pe Atomic TV. Da, deci a fost un haos total, dar de acolo existăm că existau anumite emisiuni care difuzau muzica noastră și am ajuns cunoscuți și datorită Atomicului. Dar eu cred că în ziua de azi este cumva mai simplu dacă ai un canal de YouTube și ai un produs bun și ai și niște prieteni care pot da produsul tău mai departe și apoi identifici cu mare rapiditate, pentru că ești pe internet, ești tânăr și știi exact dacă produsul tău se potrivește într-un anumit loc și într-un anumit public. Adică tu știi că dacă ești actor și ai o piesă de teatru, sunt anumite cluburi de teatru independente unde poți să-ți prezinți produsul, să te duci să joci sau unul care, un tip care are o chitară, identifică repede un loc unde poate să meargă să cânte. Și de acolo totul se leagă. Nu există. Important este să vrei să mergi mai departe. Nu are cum să nu îți iasă dacă ai ceva de transmis publicului. Nici măcar asta nu se face pentru public. Dacă ai un mesaj pe care vrei să-l dai publicului, primul rând pentru tine și apoi pentru public, și dacă publicul este pe aceeași lungime de undă cu tine, aia e, s-a terminat. Nu are cum să nu iasă. Care este cartea care ai simțit că a schimbat ceva major în conștiința ta? Pirandello. Serios vorbesc, adică cum punea el problema în căutarea unui autor, câte personaje? 6? 6 personaje în căutarea unui autor. Nu, cum punea Pirandello problema, adică lumii care se deschid și care se închid și care se deschid și trăiești într-o transă totală și nu mai știi. Adică, cu mult înainte de Matrix, cumva e ceva. Cu mult înainte de Matrix, dacă știi cineva cine e Pirandello, a fost un tip care cu mult înainte de Matrix a identificat problema asta a lumilor în care trăiești, dacă cumva te poți întreba dacă lumea în care trăiești este lumea asta sau vezi lumea asta din cealaltă perspectivă și totul se schimbă și îți pui întrebări și te gândești dacă acum e real ce spui sau nu e real și lumea ta este lumea ta sau sunt 8 miliarde de lumi în lumea ta. Și ți se duce un pic creierul și se antrenează un pic și se gândește dacă ce e bine și ce e rău, ce e real și ce e adevărat și ce e fals. Și te pune mult pe gânduri. Și atunci se schimbă toate perspectivele și uneori, atunci când îți ies lucruri, dar le faci așa gândindu-te la alte lucruri, te gândești, bă, ești într-o transă sau e real sau cum e. Și totul se schimbă.
Deci Pinandello cu cartea lui Minunată m-a făcut să schimb un pic viziunea. Ce ai face tu ca România să devină un loc mai bun? Asta e, da, grea, adâncă și clasică în același timp. Spune cineva că, într-adevăr, atunci când vrei să schimbi ceva, totul se schimbă cu tine. Din momentul în care mergi cu mijlocul de transport în comun și alegi să fii corect și să pui cardul ăla, deși nu e nimeni. Eu fac asta, eu merg foarte mult pe jos în București. Când sunt distanțe extrem de lungi, iau ca să ajung la timp și autobuz, așa cum am făcut acum, să ajung la tine, merg foarte des și cu metrou. Sunt răspunsuri clasice, dar importante. Să fii împăcat cu tine și să fii tu corect, în primul rând, că poate degeaba dai sfaturi să fie bine, să nu fie rău, dacă nu ești tu corect, în primul rând. Așa că, da, eu pun mereu cardul acolo, eu din cei 7 ani de acasă salut și spun, sărut mâna și mulțumesc și sunt un tip care nu pleacă niciodată dintr-un loc până nu a salutat toate persoanele care sunt în jurul acelui eveniment unde ajung, de la organizator până la ultimul om care strânge cabluri, eu vreau să-i mulțumesc pentru că a fost acolo, știi? Cosmin, de ce crezi că aruncă oamenii așa multe gunoaie pe jos și ignoră acel mobilier stradal numit coș de gunoi? Nu au fost educați acasă. Bine, mai e și paradoxul că știi cum e întrebarea. Bă, da, acasă tot așa faci? Unii fac așa, atunci ai drept. Unii fac asta și acasă. Adică e dezastru la ei în casă, e dezastru și afară. Alții poate fac asta, nu știu, dintr-un soi de refulare din asta ciudată. De exemplu, nu fumează în casă, dar m-au pus piciorul în liftul blocului și aprind țigara. Da. Dar nu în casă. Sunt tot felul de tipologii de personaje ciudate. Bine, efectul e același. Gunoiul e pe jos. Unul că nu arunci în casă, dar simți nevoia să arunci pe afară, deși nu-ți dai seama că și aia e tot casa ta. Că aia e casa ta. Acolo, pe acolo treci în fiecare zi sau chiar dacă nu treci în fiecare zi. Adică chiar dacă nu e cartierul tău, tu ești din Titan, n-ai voie să arunci nici în drumul taberei, că tot casa ta este așa când treci pe acolo. Dar cred că e o problemă de educație și de bun simț. Și că veni vorba de bun simț, noi chiar am participat cu drag, cu mare drag, la această campanie numită Bun Simț Turistic, în care piesa noastră Cântec de Munte a fost pusă la dispoziție cumva, strofa aceea în care spuneam că ți amintești când ne plimbam în Dacia Papuc și aruncam în apă sticle goale pe ritmuri orientale. O nostalgie frumoasă. Și refrenul era așa că puneți pantofii cu toc, te scot la munte. E seara latino la disco în Sinaia și optește-mi senzual la ureche că e minunat să tragi din țigară la aer curat. Am surprins și momentul ăsta fără să vrem și iată că s-a potrivit cu campania Bun Simț Turistic. Și pe această cale nu dați seama că nu o să mă ascultați, dar vă rog să nu mai faceți asta pentru că nu e frumos și nu e bine și vorba ta că avem coșuri de gunoi. Și dacă nu avem, că nu o să avem din 2-2 metri coșuri de gunoi, ține un pic până la următorul, pentru că totuși sunt coșuri de gunoi. Sau dacă nu sunt, normal că pe munte nu sunt coșuri de gunoi, asta e și ideea. Poate doar, bineînțeles, sunt zonele special amenajate de camping și de la masa. Când te duci pe munte sălbatic și arunci acolo, atunci chiar e, aș putea spune, o crimă împotriva naturii. E un cuvânt greu, crimă, dar chiar asta e. Când pe un munte frumos, în care tu îți faci drumeții, un munte atins mai rar sau spre deloc de piciorul omului și tu lași acolo din tamaniu măția de bere la pet, ești chiar. Apropo de munte, da, și de drumeții și de locuri, care este peisajul care te-a lăsat fără cuvinte? N-am vizitat foarte multe locuri din lumea asta.
Probabil... Chiar de aici, de la noi, mi-a venit întrebarea asta văzând un Bayside de la noi și pur și simplu am auzit. Da, da, nu, mă refeream... Nu, tu ai dreptate, adică dacă e să o luăm așa, eu sunt clasicul nostalgic de vama veche și care este foarte trist că anul ăsta n-a ajuns în vamă din cauza pandemiei. Nu pentru a cânta. M-am ținut departe de nebunia asta oricum, știi? Și mi-e dor de colțul ăla de vamă de sus, de unde vezi toată vama, de lângă barca aia. De la rulote. De la rulote. Deci mi-e dor să văd și colțul ăla. Mi-e dor de foarte multe locuri din țara asta. Mi-e dor de zona aceea de Sfântul Gheorghe, marea care se întâlnește cu Dunărea. Mi-e dor, așa cum spuneam, de Italia și de faptul că am trăit acolo. Mi-e dor și de colțul ăla din Reggio Calabria, unde am stat eu un an de zile și ne-am plimbat pe Corso Garibaldi și e un castel în Scilla, foarte aproape de Calabria, pe care vreau să-l revăd an de an, dar nu am posibilitatea să fac asta. Adică sunt genul de om care se atașează de locuri și își dorește foarte mult să le revadă și uite că se întâmplă ani în care nu e posibil să faci asta. Dar sunt și un tip care ar vrea să descopere și lucruri pe care nu le-a văzut în viața asta. Lucruri simple, clasice pe care nu le-am. De exemplu, n-am fost la Paris niciodată. Și aș vrea să văd cum e acolo. Sau, ca să nu spun de, eu știu, peisajele din Scoția, pe care le-am văzut pe internet și par faine de văzut și de vizitat. Mai curând, iarăși sunt acel bătrânel care își dorește să revadă mai mult decât să procentul nu este egal. Sunt la vârsta în care mai mult îmi doresc să revăd lucruri pe care le-am văzut decât să descoper lucruri noi. Sper să fie un procent onorabil ca să iasă bine până la capăt. Dacă ai putea călători în timp, ce alege să vezi? Trecutul sau viitorul? Trecut. Nu știu dacă Imperiul Roman sau renașterea cavalerii, nu îmi dau seama, dacă mă pui o singură dată să aleg. Ok, deci undeva în trecut. Dar trecutul cu siguranță. În ce ai investi 1.000.000 de euro în momentul de față? 1.000.000 de euro? Un bun investitor investește când are și profit. Adică greu renunț la 1.000.000 de euro dacă nu sper că îi vei și scoate înapoi măcar pe aia, dacă nu mai mulți. Dar eu aș fi în stare să investesc 1.000.000 de euro în proiectul ăsta final. Sincer, pentru că de-aia ne-am apucat acum aproape 20 de ani, crezând că va merge. Și sunt niște laturi în care am putea să umblăm foarte bine. Adică în planul de marketing, ca să spun așa, sau în producerea unui spectacol imens care să rămână peste ani. Da, chiar dacă este un proiect simplu, de o chitară și două voci, probabil, dacă schimbăm totul, schimbăm toată strategia, dacă vom cânta cu orchestră simfonică, așa cum am văzut că fac alții, dacă vom face proiectul ăsta la un nivel mult mai mare. Da, aș investi în mine, ca să zic așa, în noi. Nu în afaceri, nu aș ști să produc afaceri imobiliare, afaceri de orice altă natură, nici măcar, adică în showbiz, dacă ar fi să produci, nu știu, filme, spectacole, iarăși, cel mai important pentru mine sunt eu, deci n-aș investi în alte proiecte înainte să investesc în mine, n-aș ști să investesc în alte afaceri, n-aș deschide lanțuri de restaurante sau altceva, aș juca totul pe cartea asta. Nu dintr-un soi de grandomanie, pentru că, după mintea mea, aș fi sigur că aș scoate mult mai mult. Deci mergi cu siguranță... Siguranță și credere. Ce animal ciudat de companie ți-ar plăcea să ai? Să am un animal ciudat, nu? Un dragon. Nu sunt fumător, dar... Mai aprins focul, la țară, sunt pe centrală pe lege și uneori... Ia să mergi uneori cu
ignor bricheta aia, rămâne fără gaz. Și dacă aș avea un dragon, s-a prins și eu centrala pe lemn. Ar fi mult mai simplu, iar ar trece mult mai repede dacă aș avea dragonul meu care să aprindă focul în centrală. Și să-l și mențină. Că de aprins, dar asta e cu centrale, stimați intelectuali care ne privesc. Trebuie să vii cam dintre ore să mai bagi un lemn. Așa că un dragon care să-l țină și aprins, să mai pună și câte un lemn. Să dormiști până dimineața. Să te alungi cu capul acolo. Și să zâmbe, poate scorie și scoate câteva vreme. Cu mânuțele alea nu prea poți să iei lemn, nu știu, să... Coada, nu știu, găsim un sistem, dacă tot avem și dragon, găsim și un sistem, să mai dea cu coada și să mai alimenteze centrala cu lemn. The winter is coming. Ajungem la politică. Dacă am avea și noi gaze... Ce bune ar fi. În târnava de Teleorman, dacă am avea gaze... Toată țara, gaze, că în felul ăsta poate mai salvezi și păduri. Aia zic. Gazele oricum sunt de la rău. Și de față. Ardem gaze. Putin ne dă, nu-i problemă. Da, nu ardem gaze, că noi suntem fericiți. Așa. Ne mai da și bani. Da. Cosmin, întrebările mele pentru tine au la sfârșit. Dar... A fost foarte plăcut, te mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, mă bucur că ți-a plăcut. Conform obiceiului, tu, la rândul tău, trebuie să lansezi celor care ne urmăresc o întrebare a zilei. Întrebarea zilei. Mi-a plăcut asta cu cartea care ți-a schimbat viața. Dacă poți să o preiau, să o dau mai departe sau trebuie una nouă nouță? Ar trebui una nouă nouță. În ce ați investit un milion de euro? Una nouă nouță. Păi să facem un mix între ce m-a întrebat eu și mi-a plăcut. Putem să mergem mai departe, variațiuni pe aceeași temă, că nimeni a inventat roata și să întrebăm dacă v-a schimbat viața un cântec și dacă da, care ar fi așa. Întrebare foarte bună. Spune-ne ce proiecte de viitor mai ai și unde te pot găsi oameni. Concerte. În continuare avem concerte. Cântăm în mai multe formule. Cea mai simplă și la, mai la îndemână da, este formula de țapinarii. Dar mai avem niște întâlniri foarte plăcute alături de Fără Zahăr sau de Luna Mare Acustic, formula de 3. Adrian Despoș și Cezar Popescu în formula Vița de Via Acustic 2. Și în aceste formule ne mai plimbăm prin țară, prin anumite spații, fie ele în interior sau în aer liber. De acum încolo bănesc că ne vom retrage în teatre sau în cluburi mari. Deci cam astea ar fi proiectele de țapinari în primul rând sau de mic producător ale concertelor țapinari plus Fără Zahăr plus Luna Mară sau Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Via Acustic. Un vlogging nu mă întorc, te las pe tine să ne reprezinți cu succes. Deocamdată nu mă întorc pentru că este foarte mult de muncă și chiar te felicit pentru inițiativă că stai să faci, să editezi, să nu e ușor. Nu e ușor. Și îți mănâncă mult timp și mulți nervi și multe resurse, dar mă bucur că sunt invitat să particip la evenimente și abia aștept următoarele. Mă bucur tare mult. Facebook, Instagram. Da, Țapinari Oficial, atât pe Facebook cât și pe Instagram. YouTube, Țapinari Oficial. Cam atât. Suntem old school. Avem un Spotify, dar doar cu câteva piese. Oamenii ne cam ceartă că nu suntem pe platformele de streaming, dar avem și vârsta și nostalgia de clasici care își doresc să-și vadă produsul în librărie. Deci, multe dintre discurile noastre le găsiți în librării, în Cărturești, în Humanitas. Și atunci când mai avem oameni care sunt de vârsta noastră, care mai țin minte și ce e la CD. Dar uite că pe vremea noastră am debutat direct pe CD, noi n-am avut casetă niciodată. Cumva mă și supăram. Am fost acum aproape 20 de ani la casa de discuri și am lansat primul disc, sunt fericit și ți-am dat pe casetă că eu am și casetă. Dar nu era pe casetă, caseta te are. Și el a spus, bă, romul ăsta arhire, să-i dea Dumnezeu sănătate. Dom'le, gata cu caseta. Era cu 20 de ani când și mulți și după 2-3 ani după noi începuseră să... Adică nu renunțaseră la casete.
Și eu voiam caseta aia, pentru că eu la rândul meu eram un copil care colecționa casete și le voiam. Adică și eu voiam să fiu eu pe casete. Și a zis, nu, disc direct. Și zic, aoleu, vine, doar disc. Și acum pentru cei care... Să învârt cu creionul. Și acum pentru cei care mai știu ce înseamnă CD, suntem în continuare în librării pe CD. Și da, mă bucur că m-ai întrebat, că era să uit un lucru extrem de important pentru la anul, când vom face 20 de ani. Și apropo de discuri și casete și moda de om așa jazzy care la 40 de ani savurează un pahar de vin bun, vom scoate un vin. Adică moda e frumoasă, îmi place întoarcerea la origini, îmi place ideea de a fi pe vinil și sunt mândru să spun că vom investi în acest proiect, vom investi în noi. Nu o să fie 1.000.000 de euro ca să ajungem la întrebare, o să fie câteva mii bune de euro, care na, nu sunt de colo să investești doar pentru un capriciu și pentru a fi pe vinil, că banii nu o să se întoarcă aproape niciodată. Asta da, după 20 de ani, trupața Pinarii chiar merită da, să aibă. Da, o să investim în propriul vinil și vom fi în librării cu vinilul și pe la concerte o să-l avem. Și cam astea ar fi planurile de viitor și pe termen scurt și pe termen lung. Vrem să ajungem și la 30 de ani și la 40, dacă se poate, și să cântăm despre toate etapele, pentru că noi acum suntem la criza de 40, în etapa criza de 40, în etapa în care povestim ce am făcut de când am început, de la 20 de ani, trecând prin etapa de părinți, de lecții de parenting, de bagabonți atât înainte cât și după căsătorie, și să ajungem să spunem povestea mai departe, când se vor însura copiii, când s-o devenim socrii, eu socru mare, Tănase, socru mică, era de fetiță, și până la sejururile la Techilghiori, de la 60 de ani, 70 de ani, o să repovestim și pare că odată cu vremurile ținem pasul cu noi și cu ce se întâmplă în jurul nostru și ne spunem povestea noastră până la final. Și avem locul să ne descopere cineva în momentul acela și să ne ia de la 40 de ani și apoi să vadă un pic în urmă. Sau mare noroc e să evoluăm odată cu fanii noștri de acum 20 de ani și să mergem împreună să spunem povestea până la cap. La mulți ani, mulți înainte și să ne vedem pe acolo pe la Techilghiori, să mai facem întrebarea zilei și acolo. La Techilghiori în 10 ani ne vedem cu nomologul. Sănătate! Am mai bine! Facem asta pentru că așa am văzut noi la Taraf TV că se fac adevăratele emisiuni și de-aia. Dragilor, aceasta a fost emisiunea cu Cosmin. Vă mulțumim tare mult pentru atenție. Mulțumesc, Cosmin, încă o dată că ai acceptat să particip la întrebarea zilei. Mulțumim că ne-ai pus pe gânduri și... Nu eu, Pirandello, eu n-am făcut Doamne Ferește, eu... Eu nu sunt în stare să pun oamenii pe gânduri. El este și puțin modest. Salutări și partenerului Media, pagina de media.ro. Rămâneți cu bine și puneți-vă întrebări în fiecare zi. Dar ce e întrebarea zilei? Întrebarea zilei, antrenament mental, care face bine răului cotidian, dar oare-i bine că-i face bine sau mai bine ar face rău? Eu te întreb pe tine, tu întreabă la rândul tău. Întrebarea zilei.